Bună seara, dragii mei! Viața cu gust de lămâie, așa se numește poezia propusă de autoarea Maria Ștefan. Eu sunt femeia ce n-a vrut să încurce, să nu iau eu lumina nimănui. Am stat mereu umbră la răscruce și n-am umblat prin alte lumi, hai hui. De veche după salci plângătoare am tot pândit vreun zâmbet să adun, dar n-am primit decât o întrebare și scâncete din aripi de lăstun. Cine sunt eu și încotro mă duc? Eu sunt aceea care în călimară am toată sarea mărilor albastre, iar pașii mei sunt zbor spre astre, de parcă n-aș fi pământeană. N-am luat nimic cu împrumut și nici nimic nu am cerut mai mult decât o alinare și o rază de lumină, un vis ce nu l-am cunoscut și voi muri cu el scultat adânc în atriul stâng din inimă. Poemele mi-s testamente prin altar, mi-e sufletul amar și dulce de gutuie și mă hrănesc din ele, iar arar le mai stropesc cu zeamă de rămâie. N-am bucurii, nu mi-au fost date mie, doar mă hrănesc din sumbra sinfonie pe care o orchestrez fără piane și cu viori în care nasc suspine ancestrale și întrebări existențiale o mie. Sunt un actor pe scena vieții, în drama ce mi-a fost sortită, ce așteaptă în zorii dimineții să fie o clipă fericită. Viață cu gust de lămâie, Maria Ștefan, pentru voi, dragii mei. Să aveți o seară minunată. Mulțumesc și pe curând!